Okay, let's start again. Bun, am reînceput. Thank you for all your good questions. Mulțumesc în primul rând pentru întrebările voastre bune. And we will have more opportunities for Q&A. Vom avea mai multe ocazii pentru întrebări și răspunsuri. And if there are more questions relating to the issues of resurrection, you can bring them up later. Și dacă mai sunt întrebări pe care le aveți cu privire la subiectul acesta al învierii, le puteți adresa în pauzele următoare. So please don't forget your questions, but remember them and bring them up later. Vă rog, nu le uitați. Puteți să le notați pe carnețele pe care le aveți și să le aduceți în sesiunile la finalul sesiunilor următoare. I thought we were going to continue with another very interesting subject. Aș vrea să continuăm cu un alt subiect foarte interesant. And that is the question on science and Christianity. Și acesta este subiectul despre știință și creștinism. Are they friends or foes, friends or enemies? Dușmani sau prieteni? For a lot of people in our culture, pentru mulți oameni din cultura noastră, the picture they have is that an either or. Imaginea pe care o au este pusă în acești termeni, fie una, fie cealaltă. It is God versus science. Și este rezumată sub forma aceasta Dumnezeu împotriva științei. It's like a boxing match in history. Este un fel de meci de box al istoriei. Originally God did quite well in the ring. În început Dumnezeu s-a luptat destul de bine în ring. But for the last 300 years God been in great trouble. Dar potrivit acestor oameni în ultimii 300 de ani Dumnezeu este într-o mare problemă. And actually science has really knocked God out of the ring. Și spun ei, știința l-a scos de fapt din ring pe Dumnezeu. So many people think that if you take science seriously, you have to reject God. Mulți, foarte mulți cred asta, că dacă iei știința într-un mod serios, trebuie să-l respingi pe Dumnezeu. Or if you want to believe in God, then you have to ignore science. Sau, de cealaltă parte, dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să ignori știința. This is the famous philosopher Bertrand Russell. Este faimosul filozof Bertrand Russell. During the first half of the 20th century, he was the world's most famous atheist. În prima parte a secolului 20, el a fost cel mai cunoscut ateu. And he has this very dismissive attitude towards Christianity. Și are o atitudine foarte respingătoare cu privire la creștinism. And he said religion, and he's thinking also of Christianity. Religion is something left over from the infancy of our intelligence. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. Și spune el, religia este un fel de rămășiță, sunt niște resturi rămase din pruncia inteligenței noastre, lucruri care se vor șterge, care vor trece așa în anonimat, pe măsură ce adoptăm, pe măsură ce ne obișnuim cu rațiunea și cu știința ca fiind călăuzitoarele noastre. So the more we use our reason and the more we work with science, the less room there is for God. Spune el, pe măsură ce ne folosim rațiunea și pe măsură ce lucrăm cu știința, pe aceeași măsură, în aceeași măsură este tot mai puțin loc de Dumnezeu acolo. That attitude is prevailing, is a big thing still in our culture. Și atitudinea aceasta prevalează, este atitudinea pe care o găsim în majoritatea, în marea parte a culturii noastre. Lawrence Krauss is a leading cosmologist. Lawrence Krauss este unul dintre cei mai cunoscuți cosmologi. And here is an article he wrote a few years ago. Și este un articol pe care l-a scris cu câțiva ani în urmă. And you see the title. Și puteți vedea chiar titlul. All scientists should be militant atheists. Toți oamenii de știință ar trebui să fie atei militanți. Militant atheist, that is the only option if you want to be a real scientist. Nu doar
atei, ci atei militanți, și el spune asta e singura opțiune dacă vrei să fii cu adevărat un om de știință. And this is one of the most common objections I meet on the universities from non-Christians. Și aceasta este una dintre cele mai mari obiecții pe care o întâlnesc, mai des întâlnite obiecții în contextul în care lucrez. Of course, not from all students. Sigur, nu din partea tuturor studenților din universitate. But there is a big group of people in our society to think like this. Dar este un grup destul de mare din societatea în care trăim care gândește așa. Therefore, let's wrestle with this issue of science and Christianity. Haideți să frământăm puțin acest subiect al științei și al creștinismului. Let's start by looking at the history of science. Începem prin a ne uita la istoria științei. Here, too many people think that historically there's been a war between science and Christianity. Avem din început mulți oameni care gândesc că a fost un război între din totdeauna între creștinism și știință. And there was published in the late 19th century several books with this theme. În sfârșitul secolului 19 au fost publicate câteva cărți cu această temă. One of them was William Draper's book History of the Conflict Between Religion and Science. Una dintre ele fiind cea lui William Draper, istoria conflictului dintre religie și știință. And I see on the PowerPoint there is a quote in Swedish. Văd că pe slide este un citat în suedeză. He wrote this in the book. Scria el următoarele, citatul spune următoarele lucruri. The church became a stumbling block in the intellectual advancement of Europe for more than 1,000 years. Biserica a devenit o piatră de potignire în dezvoltarea intelectuală a Europei pentru mai bine de 1,000 de ani. So the view is that the church hindered science for more than 1,000 years. Perspectiva este că biserica a blocat știința sau a umbrit știința pentru mai mult de 1,000 de ani. But then finally science managed to break free from the church and then could do its work. Dar într-un final știința a reușit să se elibereze din această captivitate și mai apoi să pătrundă în lume. Here's another book. O altă carte. Andrew Dixon White's book, A History of the Warfare Between Science with Theology. Andrew Dixon White, o istorie a războiului dintre știință și teologie. So the picture here is there's always been a war between the church and science, Christianity and science. Din nou imaginea aceasta unui război între creștinism și știință. And Christianity has hindered science. Din nou această perspectivă, creștinismul care a umbrit, care a ținut captivă știința, but finally science has broken free. Dar într-un final știința s-a eliberat. What can we say about that view on the history of science? Ce putem spune cu privire la această perspectivă asupra științei? It's actually a really strange view. Este într-adevăr o perspectivă foarte interesantă, ciudată. Take one of the examples that is often given is that that the church claimed that the earth was flat. Unul dintre exemplele date des a fost cumva că biserica ar pretinde că pământul ar fi plat. So this would be an example people give of the church hindering science. Este unul dintre exemplele pe care oamenii de știință le citează în favoarea atitudinii acestea pe care biserica a avut-o de a umbri știința, de a o ține captivă. In Swedish schools, a lot of pupils are taught that the church claimed that the earth was flat. În școlile din Suedia, lucrul acesta se predă într-un mod constant și argumentat clar faptul că biserica ține de această afirmație că pământul este plat. But that is actually a myth. Lucrul ăsta e de fapt un mit. Philosophers and scientists knew long before the Christian faith that the earth was not flat. Filozofii și oamenii de știință au știut cu mult înainte de credința creștină că pământul nu este plat.
The Greek philosophers realized already 400 BC that the earth was spherical, round. Filozofii greci au știut atât de devreme, 424, faptul că pământul este rotund. So here's a quote from the great philosopher Plato. Un citat aveți din marele filozof Plato. My conviction is that the earth is a round body in the center of heavens. Convingerea mea este că pământul este un astru rotund în centrul cerurilor. And when the Christian church started to grow, everyone accepted that the earth is round. Și când biserica a început să crească, asta era o opinie îmbrățișată de toți. The church had never claimed anything else. Biserica n-a pretins altceva. Here is a coin of Emperor Constantine. Iată o monedă, de exemplu, a împăratului Constantin. You see what he holds in his hand? Vedeți ceea ce ține în mână? That is the globe. Partea dreaptă este globul pământesc. It's round. Este rotund. So the Roman emperor claimed to be lord over the whole earth. Deci împăratul roman pretindea sau se pretindea fiind stăpânul întregii lumi. So he's holding the whole world in his hands. Ține întreaga lume în mâna sa. What happened when Christianity became the dominant faith in Europe? Ce s-a întâmplat când creștinătatea a devenit credința dominantă în Europa? This happened. Iată ce s-a întâmplat. Christians said, "No, it's not the emperor holding the whole earth, the whole world in his hands. It's Jesus." Iată ce s-a întâmplat. Creștinii au venit și au spus: "Nu, nu împăratul este cel care ține întreaga lume în mâna sa, ci Hristos." Jesus is Lord of everything. Domnul este stăpânul tuturor lucrurilor. So they put a cross over the round earth. Deci ei au pus o cruce pe pământul rotund. And you see the three stripes, the three bands on the globe. Și vedeți cele trei dungi, cele trei legături peste globul acela, simbolizând pământul. They stand for Europe, Africa and Asia. Ele simbolizează Europa, Africa și Asia. So at that time they were thinking of those three continents. Pe acea vreme pământul însemna cele trei continente. And I think we can forgive them that they did not include America and Australia. Ei putem ierta, cred că n-au inclus și America și Australia. And this is consistent in Christian history. Lucrul acesta este un lucru care apare într-un mod consecvent în creștinism. That the world is round. It's not flat. Dar numai faptul că lumea este rotundă, că pământul este rotund și că nu este plat. And you can see that on the top of St. Peter's Church in Rome. Lucru pe care îl putem vedea și pe vârful bisericii Sfântul Petru din Roma. So you have the globe and then you have the cross above the globe. Avem globul și mai apoi crucea de deasupra. Okay, this is a kind of childish example, but it's so common that non-Christians say Christianity claims that the earth is flat. Știu că este un argument așa de bază cumva, de la sine înțeles, dar este un argument serios a faptului că creștinătatea niciodată n-a afirmat altceva decât faptul că pământul este rotund. But historically that is a myth. Și faptul că ar fi afirmat că pământul este plat este istoric un mit. People knew before Christianity that the earth is round and Christians accepted that. Oamenii au știut înainte de creștinătate că pământul este rotund și creștinii au acceptat lucrul ăsta. Let's look at another dimension of science and the history of science. Ne uităm la o altă dimensiune în ceea ce privește istoria științei. Science is of course connected to the universities. Știința este bineînțeles conectată cu universitățile. The universities are the kind of context for the scientific work. Universitățile sunt într-un fel contextul acesta al creuzetul lumii științifice. What is the background for the universities? Dar care este creuzetul universităților? Leagănul universităților. Here is an academic work on the history of universities in Europe. Iată o lucrare academică cu privire la istoria universităților din Europa. And it begins by saying this. Începe prin a spune următoarele. The universities is a European institution
Indeed, it is the European institution par excellence above others. It is a creation of the medieval Europe, which was the Europe of papal Christianity. Deci, universitatea este o instituție europeană, este într-adevăr o instituție europeană prin excelență, este o creație a Europei medievale, care a fost Europa sub papalitatea creștină. So the background for the universities are the monasteries. Fundamentul pentru universități au fost mănăstirile. At monasteries they collected libraries. La mănăstiri se colecționau cărți, da, în biblioteci. They become, amongst other things, study centers. Au devenit, între celelalte lucruri, centre de studiu. At the monasteries they were giving lectures on theology. În mănăstiri se țineau prelegeri cu privire la teologie. They were having debates on the right interpretation of the Bible and of Christian theology. Aveau dezbateri cu privire la interpretarea corectă a Scripturii și a altor subiecte de interes teologic. And out of the monasteries grew the universities. Și din mănăstiri s-au format universitățile. And they broadened their scope from studying mainly the Bible to trying to study the whole of reality. Și și-au lărgit perspectiva din a studia doar Scriptura în a studia tot ceea ce ține de viață. And then 1000 years ago, the first universities were established. Și mai apoi cu 1000 de ani în urmă primele universități au fost fondate. The first one in Italy. Prima în Italia. And this world's second oldest university is the University of Oxford. Și a doua cea mai veche universitate este Universitatea din Oxford. It's viewed today as the most prestigious universities in the whole world. Este privită astăzi ca fiind una dintre cele mai de prestigiu universități din lume. And this is their logo. Și iată logo-ul lor. You see, at the center of it is a book. Vedeți, în centru este o carte. What book is that? Ce carte credeți că e aia? It's the Bible, of course. E Biblia. And then something in Latin is written. Și mai apoi vedeți și ceva scris în limba latină. Dominus illuminatio mea. Dominus illuminatio mea. I don't claim to know Latin. Nu pretind că știu latină. But it's easy to get the translation of this. Dar este ușor să înțelegi traducerea. It's a quote from Psalm 27. Este citat din Psalmul 27. The Lord is my light. Domnul este lumina mea. That is the foundation for Oxford University. Asta e fundamentul pentru Universitatea din Oxford. Do you see a warfare between science and faith here? Vedeți aici un război între știință și credință? No. Nu. Science is built upon the Christian faith. Știința este construită pe credința creștină. They have the Bible in their logo. Au Biblia în logo-ul lor. And they quote from scriptures. Și un citat din Scriptură. And they say the Lord is my light. Și spun Domnul este lumina mea. And now we want to show light on this world that comes from the Lord. Și acum vrem să punem lumină în această lume, lumină care vine de la Domnul. That's the point of science. Asta e scopul științei. Now this is not Oxford University is not an exception. Acum Universitatea din Oxford nu face excepție între celelalte. Here we have Harvard University. Avem de exemplu o altă universitate faimoasă, Universitatea din Harvard. This is their logo. Acesta este logo-ul lor. It says Veritas. Spune Veritas. It means truth. Înseamnă adevăr. But this is not the original logo for Harvard. Dar ce trebuie să știți este că nu este logo-ul original al Universității Harvard. So Harvard is also one of the most prestigious universities in the world, competing este with Oxford. Este și ea, alături de Oxford, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. It's an American university. Este o universitate din Statele Unite. Younger university than Oxford, of course. Un pic mai tânără decât Oxford, bineînțeles. But they have changed their logo. Au schimbat însă logo-ul. Here is the original logo. Iată logo-ul original. So it still says Veritas, truth in the middle. Spune tot adevăr în mijloc, Veritas. But there are some things around the truth. Dar în jurul adevărului sunt câteva lucruri. So the full motto is Veritas,
Christu et Ecclesia. Întreg motto-ul ar spune Veritas Christo et Ecclesia. That means, asta înseamnă, truth for Christ and the church. Adevărul pentru Hristos și biserică. So Harvard also have a Christian foundation. Deci Harvard a avut de asemenea un fundament creștin. Or take another famous university. Sau o altă universitate faimoasă. University of California. Universitatea din California. And their motto, motto-ul lor, is Fiat Lux. Este Fiat Lux. Again, that's Latin. Din nou, limba latină. Here you have their logo. Iată logo-ul lor. And you have Fiat Lux translated into English. Avem Fiat Lux tradus în în engleză, în română ar fi să fie lumină. It means let there be light. Să fie lumină. And you see at the center there is a book. Vedeți în centru din nou o carte. It's the Bible. Și este Scriptura. And it's the creation story where God says let there be light. Deschisă în punctul de creare, de creație, acolo unde Domnul spune să fie lumină. So that was the inspiration for the University of California. Asta a fost inspirația pentru Universitatea din California. And we could go on and look at different universities. Putem să trecem prin multe alte universități. Historically, it was not a warfare between science and Christianity. Istoric n-a fost un război între știință și credință. Christianity was the source of inspiration for science. Și creștinismul a fost sursa de inspirație pentru știință. In a book on the history of science, într-o carte care tratează istoria științei, and this is of course an academic discipline to study the history of science. Sigur că este o disciplină academică să studiezi istoria științei. And today among historians of science there is an agreement that it was Christianity that inspired modern science. Și astăzi printre cei care studiază istoria științei este un acord a faptului că creștinismul a inspirat știința. So in this book on history of science it said this. Deci în această carte despre istoria științei se spune următoarele. Most significantly, the Middle Ages, that is the Christian period in European history, most significantly, the Middle Ages laid the foundation for the greatest achievement of Western civilization, modern science. În mod semnificativ, epoca medievală a pus fundamentul pentru cele mai mari descoperiri din civilizația vestică, și anume știința modernă. Cea mai mare cumva descoperire știința modernă. A scholar whose name is Rodney Stark, he has written a lot about this. Un om de știință, Rodney Stark, a scris mult despre asta. In his book For the Glory of God, he goes through the history of the universities. În cartea sa pentru gloria lui Dumnezeu trece prin această istorie. He says this: not only were science and religion compatible, they were inseparable. Christian theology was essential for the rise of science. Și spune el, nu doar că știința și religia au fost compatibile, ele erau inseparabile. Teologia creștină a fost esențială în ridicarea științei. So you see, this is the opposite of a warfare. Deci asta e tot ceea ce vedeți aici este opusul unui război între cele două. Christian theology was essential, was necessary for the rise of science. Teologia creștină a fost esențială, a fost necesară pentru dezvoltarea științei. What was it within Christianity that inspired, that gave rise to science? Ce anume din creștinătate a inspirat, ce anume a ridicat știința? That was a number of theological convictions that comes right out from this book. A fost un număr, o serie de convingeri teologice care vin exact din această carte. So, let's look for some minutes on the biblical perspectives behind science. Haideți să ne uităm pentru câteva minute asupra perspectivelor biblice din spatele științei. In the Christian Europe, people opened the Bible. În Europa creștină, oamenii au deschis Biblia. And they could read that man was created in the image of God in order to subdue the earth. Și pot citi că
omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să stăpânească pământul. So we are here to rule over the creation. Suntem aici ca să stăpânim peste creație. But how can we do that? Cum putem face asta? In order to rule over creation, we need to understand creation. Ca să putem stăpâni peste creație, trebuie să înțelegem creația. So to obey God, we need to do science. Ca să ne putem supune lui Dumnezeu, trebuie să facem știință. He is called to subdue the earth, and we can only subdue the earth if we understand the earth. Deci el ne-a chemat să stăpânim pământul, dar ca să putem face asta trebuie să cunoaștem ceea ce se întâmplă. So that gave a mentality of trying to understand God's creation. Deci asta a fost mentalitatea din spatele dorinței de a înțelege creația. And people believed that God is wisdom. Și oamenii au crezut, creștinii au crezut că Dumnezeu este înțelepciune. God is logos. Dumnezeu este logosul. He is intelligence. Inteligență. And therefore people could expect that God had created a rational universe. Și de aici așteptarea oamenilor că Dumnezeu a creat un univers cu legi raționale. This universe is not chaotic. Universul acesta nu este un haos sau haotic. It's not surprising if we can identify regularities and formulate laws. Nu e surprinzător faptul că putem găsi tipare și că putem formula legi. Because of who God is, you can expect a certain world. Datorită a cine este Dumnezeu, te poți aștepta la aceeași proiecție în lucrarea sa. And of course people here believed there is only one God. Și sigur oamenii au crezut că este un singur Dumnezeu. If you look at all other cultures, except the Judean Christian culture, dacă te uiți la toate celelalte culturi, în afară de cultura iudeică sau iudaică sau creștină, you will find the belief of many different gods. Vei găsi credință în foarte multe zeități. That which is called polytheism, many gods. De aici vine termenul de politeist, politeistic, credința în mai multe zeități. And in a polytheistic culture, every phenomenon in nature is connected to a specific god. Și într-o cultură politeistică, fiecare fenomen al naturii este conectat, este legat de una dintre zeități. So behind the sun there is one god, behind the moon there is another god, behind the wind there is another god. În spatele soarelui este un zeu, s-a conectat cu soarele, este un zeu, cu luna de asemenea, cu vântul de asemenea. Behind beauty there is one god, behind sex there is another god, behind the wine there is another god. În spatele frumuseții, în spatele sexualității, în spatele vinului, fiecare au zei diferiți. And you know in my culture up in Sweden people thought of there is one god behind thunder, the god Thor. În cultura suedeză din care vin, cultura nordică, oamenii au crezut că este și o zeitate în spatele tunetului, zeul Thor. And all those different gods are fighting against each other. Și toate aceste zeități sunt într-un conflict unele cu altele. There are struggles going on between the different gods. Sunt tot felul de intrigi și lupte între ei. And they are lying to each other and they are unreliable. Se mint unii pe alții, nu pot avea încredere unii în alții. And therefore it's impossible to understand this world. Și astfel devine imposibilă înțelegerea acestei lumi. Because this world is ruled by a number of gods which are just fighting against each other. So it's all chaos. Pentru că lumea aceasta este condusă de o sumedenie de zeități care au tot felul de astfel de conflicte și imposibil să o înțelegi. But according to the Bible there is only one God. Potrivit însă Scripturii este un singur Dumnezeu. He's created everything. El este creatorul a toate. The sun and the moon and the stars and the sea and the wind and the trees and soarele, luna, stelele, marea, vântul, pomii. And he holds everything together. Și el ține toate lucrurile împreună. And therefore you can expect the universal order. Și în felul acesta poți să te aștepți la ordine universală. You can try to understand how different things are connected to each other. Poți să vezi felul în care diferitele elemente sunt conectate unele cu celelalte. And that is so important for science. Și lucrul ăsta e așa de important pentru știință. So monotheism was a very important aspect behind the rise
of science. Deci monoteismul, credința într-un singur Dumnezeu, a fost un aspect extrem de important în spatele ridicării științei. A fourth aspect is that Christians believe this universe to be created. Al patrulea aspect este creștinii au crezut că acest univers a fost creat. What is the point of that? Care e ideea aici? The point is that Christians did not think of this universe as something that existed by necessity. Importanța acestui fapt este dată de ceea ce au crezut creștinii, și anume că acest pământ și acest univers nu există datorită unei necesități. They realized that God, he is free to create whatever universe he wants to create. Ei au realizat că Dumnezeu este liber să creeze orice univers ar fi dorit. He could create that universe or that universe or that universe. Ar fi putut crea acest univers sau acela sau acela. On beforehand, we cannot know which universe God chose to create. Și că nu putem dinainte ști care univers a fost creat de Dumnezeu. Therefore, we cannot sit at our desk and try to think how the universe must be. Și deci nu ne putem așeza la o masă și să ne gândim cum ar fi trebuit să fie universul. That was more the mentality of the early Greek philosophers that tried to think how the universe must be. Asta a fost cumva mentalitatea celor filozofi greci timpurii care s-au gândit mai mult la cum ar trebui să fie universul. In the Christian Europe, people saw the need for observations. Și în Europa creștină, oamenii au simțit nevoia de a face observații. To become empirical. De a încerca să devenim empirici sau observații empirice. To try to understand which universe God has chosen to create. Și de a încerca să înțelegem care univers a fost creat de Dumnezeu. And in order to do that, you need to go out in the world and start to do experiments. Și ca să poți să faci lucrul ăsta, trebuie să pășești în lume și să începi să faci experimente. And this is one of the great breakthroughs for science, the need for observation and empirical studies. Și asta e una dintre marile reușite ale științei, nevoia aceasta de observare, de observații, de experimente și de cunoaștere empirică. A last thing. Un ultim lucru. Christian theologians said that the universe is created ad extra. That's Latin. Creștinii de asemenea au crezut că universul este creat ad extra, din nou expresie în limba latină. It means it's created outside of God. Înseamnă că este creat în afara lui Dumnezeu. In the pantheistic religions like Hinduism, în religiile panteistice cum este hinduismul, then God, the divine, and the world is the same. They are melting together. În aceste religii, Dumnezeu și Universul, Dumnezeu și creația sunt unul și același lucru. Ele sunt împreună, fuzionează. But if the world is divine, then you do not do experiments with the world. Da, dacă lumea ar fi așa și dacă ar fi divină, atunci n-ai cum să faci experimente cu lucrul ăsta. You meditate over the world or you worship the world. Ci doar meditezi asupra lumii sau te închini ei. In animistic cultures, like in many religions in Africa, în multe religii din Africa, people think there are spirits within the world. Oamenii cred că sunt spirite în creație, în lume. So people are afraid of offending the spirits. Și oamenilor le este teamă să nu jignească, să nu aducă ofensă acestor spirite. So you cannot do that with the ground, or you cannot do that towards the tree, because there is a spirit who can then hurt you. Și atunci ești foarte atent asupra lucrurilor pe care le poți face pământului sau pomilor, pentru că în spate sunt spirite și se pot întoarce să îți facă rău. But according to Christianity, the world is not divine. Dar potrivit creștinătății, lumea nu este divină. So we shouldn't worship the world, we should only worship the creator. Nu ne închinăm lumii, ci ne închinăm doar creatorului ei.
And there are not spirits in the trees and in the ground. Și noi nu credem că sunt spirite, duhuri ale copacilor, ale pământului. So we do not need to be afraid of nature. Deci nu trebuie să ne temem de natură. But we are free to do experiments with nature. Ci suntem liberi să experimentăm cu elementele naturii. Because the world is outside God. Pentru că lumea este în afara lui Dumnezeu. So that freed people in the Christian Europe to start to do science. Lucrul acesta a eliberat pe oameni din Europa creștină să înceapă să facă experimente. C.S. Lewis spune următoarele. Men became scientific because they expected law in nature and they expected law in nature because they believed in a lawgiver. Omul a devenit științific datorită faptului că a așteptat în natură să fie lege și a așteptat ca în natură să fie lege pentru că el a crezut în dătătorul legii. And if you look at the early famous scientists, they were all believers in God. Dacă ne uităm la oamenii de știință timpurii, au fost toți credincioși în Dumnezeu. And most of them were personal Christians. Și unii dintre ei au fost chiar cu o credință personală. So you study the lives of Copernicus and Kepler and Galileo and Newton and Boyd. They believed in God. Citești despre istoria lui Copernic, Kepler, Newton, toți au crezut în Dumnezeu. So, historically, it's not a warfare between science and theology. Din nou spun, istoric nu a fost un război între știință și teologie sau It's Christian theology who has inspired science. Ci credința creștină care a inspirat știința. But then what about Galileo? Câteva lucruri cu privire la Galileo. Isn't that an example of the church hindering science? Nu este acesta un exemplu al bisericii care a ținut captivă știința? Yeah, it's true. There were a lot of mistakes done during the Galileo time. E adevărat că au fost multe greșeli făcute pe parcursul vieții lui Galileo. But notice one thing. Dar observați următorul lucru. All sides in that debate were Christians. Toate perspectivele din această dezbatere au fost creștine. So Galileo was a Christian. Galileo era creștin. And what happened during this period? Ce s-a întâmplat în această perioadă? Was of course that the church in the end made a huge mistake. A fost faptul că biserica a făcut o eroare mare. When they tried to hinder Galileo. Când au încercat să-l cenzureze, să-l lege, să-l prindă pe Galileo. So everyone is in agreement that the church made a huge mistake. Este un acord cumva al tuturor faptul că biserica a făcut în acest punct o greșeală. The whole issue was about is it the earth that is at the center of the universe or is it the sun that is at the center of our planet system? Și ca să înțelegem despre ce era discuția, este pământul în centru întregului sistem solar sau este soarele în centru sistemului nostru solar? And of course historically both Christians and non-Christians have believed the earth to be at the center. Și istoric și credincioși și creștini și necreștini au crezut că pământul este în centru. And now Galileo claimed that he could prove that it was the sun that was at the center. Și vine acum Galileo care pretinde că poate dovedi că soarele este în centrul sistemului solar. And it's true, he had some pretty good arguments for that. Și adevărat, a avut argumente destul de solide ca să-și susțină teoria. But he could actually not prove it. Dar n-a putut să o dovedească într-un mod real. It was not proved finally until Newton. N-a fost dovedit acest lucru până în vremea lui Newton în final. So part of the discussion was can Galileo prove his hypothesis? Parte din discuție a fost poate Galileo să-și dovedească ipoteza pe care o susține? Galileo said yes. Galileo a spus da. And the church said no. Biserica a spus nu. And actually the church was right on that. Și biserica a avut dreptate pe partea aceasta. He couldn't finally prove it. Pentru că el n-a putut să dovedească lucrul ăsta.
But on another aspect, Galileo was right. Asta cu privire la faptul că putea sau nu să-și dovedească. De cealaltă parte, Galileo a avut dreptate. He claimed that we cannot get from the Bible that the earth is at the center. El spunând că nu putem descoperi din Biblie faptul că pământul este în centru sistemului solar. But the church claimed that a certain Bible verses show that it is the earth that is at the center. Și pe de cealaltă parte, biserica a venit și a spus, sunt anumite versete care susțin faptul că pământul este în centrul sistemului solar. And here, interestingly enough, Galileo was right and the church was wrong. Și interesant, aici Galileo a avut dreptate, biserica nu a avut. In the end, this fight became a very personal fight between Galileo and the Pope. În final, această dispută a devenit una foarte personală între Galileo și biserică. Galileo became so frustrated that he published a book with three persons in a dialogue. Galileo a devenit atât de frustrat încât a publicat o carte care conținea trei persoane în dialog una cu cealaltă. One person was a curious lay person who wanted to know the truth. Una dintre persoane a fost o persoană curioasă care dorea să un lai care dorea să cunoască adevărul. One person was a scientist explaining Galileo's theory. Celălalt a fost un om de știință care dorea să explice teoria lui Galilei. And the third person was a person defending the church position. Și cea de-a treia persoană era o persoană apărând partea bisericii. And that person was called Simplicio. Și partea acea persoană respectivă a fost numită Simplicio. The simpleton. Cel simplu. And everyone could see that the simpleton was the Pope. Și toți au putut înțelege că omul simplu sau simplist a fost portretizat de fiind papa. So in the book Galileo is mocking the Pope, calling him his really simple in his mind. În carte e evident Galileo îl batjocorește pe papa, făcându-l simplu în gândire sau simplu la minte. And of course that's very dangerous to do in this time. Lucrul ăsta a fost foarte periculos de făcut. So the Pope became very angry and Galileo was imprisoned. Papa s-a înfuriat și Galileo a fost pus în pușcărie. In the end it was a horrible mistake from the church side. În final lucrul acesta a fost o greșeală mare din partea bisericii. They should of course have said, let's be open. Ar fi trebuit probabil să spună, hai să vedem, să fim deschiși. Maybe we have misunderstood the Bible, maybe we have not understand the universe right. S-ar putea să nu fi înțeles foarte bine acele pasaje, s-ar putea să nu fi înțeles foarte bine universul. Go on Galileo, do some more research. Hai Galileo, fă mai multă cercetare. Let's see if we can find the truth. Să vedem dacă putem descoperi adevărul. But the church didn't do that. Biserica n-a făcut asta. And we have been suffering for 400 years from that. Și am avut de suferit 400 de ani din cauza acestui lucru. Because this has been the key example of the church hindering science. V-am spus lucrul ăsta pentru că este exemplul clasic cel mai citat al bisericii ținând captivă știința. But this is much more of an exception than it is the rule. Da, este în adevăr o excepție care de fapt întărește regula. Okay, there was a lot about the history of science. A fost mult despre istoria științei. Let's go on to talk about the limits of science. Câteva lucruri despre limitele științei. What can science actually help us with? Cu ce ne poate ajuta în adevăr știința? Some people think that science is the only tool we have for getting truth. Unii cred că știința este singura noastră unealtă de a descoperi adevărul. That view is called scientism. Și această perspectivă este numită scientism. Making an ism, a worldview out of science. Făcând astfel o filozofie, o ideologie din știință. Here is a professor in philosophy who claims scientism.
și este un profesor în filozofie care susține acest științism. And he says science is our exclusive, that means the only, the exclusive guide to reality. Și el spune știința este singurul nostru ghid către realitate într-un mod exclusiv. That science is the only source for knowledge. Și spune știința este singura noastră sursă pentru cunoaștere. This is such a strange view. O perspectivă foarte ciudată. To limit our knowledge to only what science can tell us. Să ne limităm cunoștințele la doar ceea ce ne poate spune știința. I think that's a totally false view on science. Consider că este o perspectivă totalmente falsă asupra științei. Science is a wonderful but limited tool. Știința este o unealtă minunată, dar limitată. So science can help us to understand nature. Deci știința ne poate ajuta să înțelegem natura, but it cannot say anything about the supernatural. Dar nu prea poate spune multe despre supranatural. Science cannot tell us if there is a God or not. Știința nu ne poate spune dacă este un Dumnezeu sau nu. It can only help us to understand how nature functions. Ne poate ajuta doar să înțelegem cum funcționează natura. Science deals with physics, not metaphysics. Știința tratează fizica, nu metafizica. I'm a great fan of science. Sunt un mare fan al științei. It's so important within its own limits. Și este atât de importantă, spun asta, în limitele ei. And that limit is it can help us understand nature. Și limita o pun aici, ea ne poate ajuta să înțelegem natura. But in regard to most questions, science cannot help us. Dar în legătură cu multe alte întrebări, știința simplă nu ne poate, doar știința nu ne poate ajuta. But we can still have knowledge on those other areas. Putem totuși să avem cunoștințe în toate celelalte domenii. But we have them from other sources than science. Dar le avem din alte surse decât știința. So I often ask students, do you know when you were born? Întreb de multe ori studenții, știți când v-ați născut? Do you celebrate your birthday? Sărbătoriți ziua de naștere? And of course people say yes, I do. Cu siguranță toți spun da. How on earth do you know which day you were born? Cum știi care zi te-ai născut? Science cannot give you the answer. Știința nu-ți poate da răspunsul. It's impossible for science to tell which day you were born. E imposibil pentru știință să-ți spună în ce zi te-ai născut. How then do you know your birthday? Cum știi ziua în care te-ai născut? Well, easy. Ușor. My mom has told me. Mama mi-a spus. And she knows. Și ea știe. Because she was there. Pentru că era acolo. That's a very good source of knowledge. Și asta e o sursă foarte importantă de știință. And in a well-structured country, I have also another source of knowledge. Și într-o bună și structurată țară am o altă sursă de cunoștințe. Because at the hospital where I was born, there was a nurse making a note. Pentru că în ziua în care m-am născut era acolo și în spitalul în care m-am născut era acolo o asistentă care nota câte ceva. At that time, on that day, a boy was born that was this long and had this weight. În acea zi, la acea dată, s-a născut un băiețel care avea o lungime atâta și o greutate atâta. And that information had then been transferred into an official register. Și lucrurile acestea, informațiile acestea au fost transferate într-un registru oficial. So I have a historical source. Am o sursă istorică, deci. So I'm quite convinced that I was born the 29th of March 1960. Sunt foarte convins că am fost născut pe 29 martie 1960. I know it from my parents. Știu de la părinții mei. That's a personal source. Asta e o sursă personală. And I know it from the historical sources of my own country. Știu din sursele istorice din țara mea. So I'm not in doubt when it comes to my birthday. Nu am îndoieli cu privire la data mea de naștere. But it's not scientific knowledge. Dar nu-i informație științifică. But it's still true knowledge. Și totuși este informație adevărată. And if I start to think about what I know, most of it comes from other sources than science. Dacă stau să mă gândesc la lucrurile pe care le știu, cele mai multe vin din alte surse decât știința. It comes from my own memory. Vin din amintirile mele. It comes from books I've read.
Vin din cărțile pe care le-am citit. It comes from teachers I've listened to. Vine din ceea ce am ascultat de la profesori. It comes from persons I've talked to. Persoanele cu care am interacționat. So we have knowledge from many different sources. Deci avem cunoștințe din foarte multe surse. Science cannot prove the dignity and value of human beings. Știința nu poate să dovedească demnitatea și valoarea ființelor umane. That information comes from another source. Informația aceasta vine dintr-o altă sursă. Science can tell me nearly everything about the different cells in my body and the different cells in Stefan's body. Știința îmi poate spune despre celulele diferite din trupul meu și despre celulele diferite din trupul lui Ștefan. But it cannot tell us if we are valuable or not. Dar nu ne poate spune dacă suntem care ne este cu adevărat valoarea. If we should be respected or if we should be slaughtered like an animal. Și anume dacă ar trebui să fim oameni respectați sau dacă ar trebui să fim oameni măcelăriți. So science cannot give us any ethical values. Deci știința nu ne oferă valoarea etică, nu ne oferă informații cu privire la valoarea etică. So science deals with a very narrow but important area. Deci știința este o zonă foarte îngustă, dar importantă. How nature functions. Cu privire la felul în care natura funcționează. But on other areas we need other sources of knowledge. În alte zone însă, pentru alte zone avem nevoie de alte surse de informație. The American philosopher Peter Kraft, he has said this. Filozoful american Peter Kraft spunea următoarele. There is no scientific proof that only scientific proofs are good proofs. No way to prove by the scientific method that the scientific method is the only valid method. Nu este nicio dovadă științifică că singura dovadă științifică este cea mai bună dovadă științifică, niciun mod de a dovedi pe cale de metodă științifică că singura metodă științifică este singura metodă științifică, că singură, da, metodă. Înțelegeți? In a number of issues, it's important to see that we can give different levels of explanations. În dreptul diferitelor categorii este important să înțelegem că informațiile pe care le aducem trebuie să fie pe diferite paliere. You see this kettle of boiling water. Vedeți aici acest ceainic cu apă care fierbe. You see the steam is coming out from the kettle, so you realize the water is boiling. Vedeți aburul care iese și prin asta realizați că înăuntru apa fierbe. Then we can ask the question, why is the water boiling? Punem întrebarea mai apoi, de ce fierbe apa? And of course, one answer to that question would be this. Și sigur, un răspuns la această întrebare ar putea fi următorul. We can see that there is a heat below the kettle. Putem să vedem sursă de căldură sub ceainic. And because of the heat, the water molecules are moving and therefore water is boiling. Și datorită căldurii, moleculele din apă se mișcă și mai apoi dau fierberea apei. So that would be a correct answer. Asta ar fi un răspuns corect. But you could also answer the question, why is the water boiling? Putem să răspundem și într-un alt fel întrebării de ce fierbe apa? By saying, I would like to have a cup of tea. Și să spunem, apa fierbe pentru că aș vrea să am o cană de ceai, să beau o cană de ceai. That is equally correct. E la fel de corect, nu? So you can look at the phenomena from different perspectives. Poți să te uiți la același fenomen din perspective diferite. One would be a scientific perspective of the heat and the water. Una ar fi o perspectivă științifică a căldurii și a apei mai apoi. Another perspective would be about me and my longing for a cup of tea. Și cealaltă perspectivă ar fi despre mine și despre dorința mea de a avea o cană cu ceai. Christian philosophers have been well aware of this for a long time. Filozofii creștini au fost conștienți de lucrul acesta pentru mult timp. So for example, Thomas of Aquinas, he talks about primary and secondary causes.
Thomas Aquino, de exemplu, vorbește despre surse primare și secundare, cauze primare și secundare. So we can look at what's happening within nature, which are secondary causes. Așa că ne putem uita la ceea ce se întâmplă în natură și găsim sursă secundară. And see how nature works. Și să vedem cum funcționează natura. But by doing that we have not excluded God. Dar făcând lucrul ăsta, nu l-am exclus pe Dumnezeu. Because God is the primary cause behind all the secondary causes. Spune el, pentru că Dumnezeu este sursa sau cauza primară în spatele sursei sau cauzei secundare. Therefore we are not afraid of what science says about nature. Așa că nu ne temem de ceea ce spune natura, știința despre natură. Because that does not include God as the ultimate cause of what's happening. Pentru că asta nu-l exclude pe Dumnezeu ca sursa primară a tot ceea ce se întâmplă. Let me end with just a few comments on the current conversation with science. Închei doar cu câteva puncte despre conversațiile moderne asupra științei. And I would like to make some comments on the Big Bang theory. Vreau să fac câteva comentarii asupra teoriei Big Bang. Not the sitcom you can see on TV. Nu de serialul pe care îl puteți urmări la televizor. I don't know how popular that is in Romania. Nu știu cât e de popular în România. I'm talking about the scientific theory called Vorbesc, the Big Bang theory. Evident despre teoria științifică a Big Bang-ului. In my experience there is a lot of misunderstandings both by Christians and by non-Christians relating to the Big Bang theory. În experiența mea există foarte multă neînțelegere, atât în ceea ce privește creștinii, cât și necreștinii. A huge number of non-Christians, they say to me, I don't believe in God, I believe in the Big Bang theory. Foarte mulți necredincioși, necreștini, spun nu cred în Dumnezeu pentru că eu cred în teoria Big Bang. And a huge number of Christians say the opposite to me. Și foarte mulți creștini îmi spun exact opusul. So they say, I don't believe in the Big Bang theory, I believe in God. Ei spun, nu cred în teoria Big Bang, eu cred în Dumnezeu. So both sides create an impression that it's either God or the Big Bang. Ambele tabere creează impresia că avem de-a face fie cu Dumnezeu, fie cu teoria Big Bang. And I think both sides have got it wrong. Și cred că ambele au înțeles-o greșit. Let me try to explain why. Încerc să explic de ce. 100 years ago, 100 de ani în urmă, most scientists and a lot of philosophers believed the universe to be eternal. Mulți oameni de știință și filozofi au crezut că universul este etern. The standard position was the belief in an eternal universe. Poziția standard, credința standard a fost într-un univers etern. Here's a quote from actually a Swedish Nobel Prize winner in chemistry. Iată un citat din un câștigător al premiului Nobel de origini suedeze. Svante Arrhenius, he wrote this: "The universe in its essence has always been what it is now." Spunea el, universul în esența sa a fost întotdeauna ceea ce este acum. Now, this is a belief that fits very well with atheism. Această credință se potrivește foarte bine cu ateismul. At this time, and you see this is written in 1903. Vedeți, lucrul acesta a fost scris în 1903. Then the atheists said this to the Christians. Apoi ateii au spus acest lucru creștinilor. If we ask you who has created this universe, you say God. Dacă și-au zis așa, dacă noi vă întrebăm cine a creat acest univers, voi spuneți Dumnezeu. And then if we ask you, but who has created God? Și apoi dacă vă întrebăm cine l-a creat pe Dumnezeu? Then you will say no one. Veți spune nimeni. God has always been there. Dumnezeu a fost întotdeauna acolo. God is eternal. Dumnezeu este etern. God has never come into being. Dumnezeu nu a intrat în ființă. God is just there. El este acolo. And that is of course the Christian answer. Și este acesta într-adevăr răspunsul creștin. But then the atheist said, we have a much simpler theory. Ateiștii însă au venit și au spus, noi avem o teorie mult mai simplă. Let's get rid of God. Hai să-l scoatem pe Dumnezeu. And then we say
about this universe what you just said about God. Și apoi spunem despre acest univers exact ceea ce ați spus despre Dumnezeu. The universe is eternal. Universul este etern. The universe has always been there. Universul a fost întotdeauna acolo. It has never come into being. Nu a venit în ființă. It just exists. Ci pur și simplu există. Much easier theory, they said. O teorie mult mai ușoară, au zis ei. And notice here, everyone has to start with something that is eternal. Observați, ambele grupuri trebuie să pornească de la ceva ce este etern. Because you cannot have something to come out from nothing. Pentru că nu poți avea ceva care să vină din nimic. That is an old philosophical principle. Acesta este un principiu filozofic vechi. Usually we say ex nihil nihil fit. That's Latin. Ex nihil nihil fit. From nothing, nothing comes. Spunem de obicei din nimic, nimic nu vine. So if you have nothing, deci dacă ai nimic, nothing can, something cannot by itself come out from nothing. Ceva nu poate să ia ființă din acel nimic. But today something is here, the universe. Dar astăzi avem ceva aici, nu? Adică universul. And it leads to the conclusion something must be eternal. Lucrul acesta duce la concluzia că ceva trebuie să fie etern. It's either this universe, fie acest univers, or it's something beyond this universe that is eternal and had caused this universe. Sau ceva dincolo de acest univers care este etern și care a cauzat apariția universului. But something must have existed from eternity. Dar ceva trebuie să existe din eternitate. No one has the luxury of beginning with nothing. Niciuna dintre grupări nu are luxul de a porni de la nimic. Because from nothing, nothing comes. Pentru că din nimic nu poate să iasă ceva. And then 100 years ago, the intelligentsia said it is the universe that is eternal. There is no God. Și acum 100 de ani, partea aceasta, gruparea aceasta a inteligenților au spus universul este etern. But then things started to happen. Însă mai apoi lucrurile au început să se întâmple. You see these three men here? Vedeți pe cei trei bărbați aici? You recognize one of them, Einstein? Pe unul sigur îl recunoașteți, pe Einstein? The man on the other side is Robert Millikan, a Nobel Prize winner in physics. Celălalt este câștigătorul premiului Nobel în fizică. And then there's actually a priest in the middle. Și între ei doi stă de fapt un preot. But he was also a world leading scientist. A preot care a fost unul dintre oamenii de știință cunoscuți. And his name was George Lemaître. Numele lui George Lemaître. And he published a theory that today we call the Big Bang theory. El a publicat o teorie pe care astăzi o numim teoria Big Bang. Where he argued that the universe is not eternal. În care spune că universul, în această teorie spune el, universul nu este etern. It has come into being. Ci a venit în ființă. And people didn't like the idea. Și oamenilor nu le-a plăcut ideea. Einstein has written that he did everything he could to try to disprove the theory. Einstein spunea, am făcut tot ceea ce am putut ca să scot această teorie din mintea oamenilor. Why were people opposing it? De ce s-au opus oamenii acestei teorii? Because everyone understood the implications. Pentru că toți au înțeles implicațiile ei. If the universe is not eternal, something else is eternal. Și anume, dacă universul nu este etern, înseamnă că altceva trebuie să fie etern. This opens the door for God. Și asta deschide ușa către Dumnezeu. And they didn't want that door to be open. Și n-au vrut ca această ușă să fie deschisă. But what has happened since this was published in the late 20s and early 30s? Dar ce s-a întâmplat de când această teorie a fost publicată în sfârșitul anilor 20, începutul 30? Is that the Big Bang theory has been confirmed in a number of areas. Este că această teorie a fost confirmată în foarte multe domenii. And today it is the standard theory amongst the scientists. Și astăzi este teoria standard între oamenii de știință. This universe is not eternal. Spunând că acest univers nu este etern, nu este veșnic. It has come into being. Ci a venit în ființă, a fost creat.
This relates very well to Christianity. Asta se leagă așa de bine de creștinătate. This is what Christians always have claimed. Asta e ceea ce creștinii au pretins întotdeauna. This is the first verse in the Bible. Acesta este chiar primul verset din Biblie. In the beginning God created the heavens and the earth. În început Dumnezeu a creat cerul și pământul. This fits very badly with atheism. Și lucrul ăsta dă foarte rău cu ateii. Today it is the atheists that are struggling with the Big Bang theory. Astăzi ateii au mari dificultăți cu teoria Big Bang. They don't want the universe that come into being. Nu doresc să știe un univers care a venit în ființă. Because then we are forced to ask what caused this universe to come into being. Pentru că atunci sunt forțați să pună întrebarea ce a cauzat acest univers să vină în ființă. There must be something beyond or before this universe that caused it. Trebuie deci să fie ceva înainte sau dincolo de acest univers care să-l fi cauzat. Of course we can have a discussion about how the universe is dated according to the Big Bang theory. Sigur că putem să avem o discuție despre felul în care este datat universul potrivit teoriei Big Bang. But I think we need to realize that the whole idea of a universe coming into being really fits well with Christianity. Trebuie să realizăm că ideea aceasta a teoriei se potrivește foarte bine cu contextul creștin. And the Big Bang theory is one of the reasons why God has come back into the philosophical discussions today. Și tocmai datorită acestui lucru, discuția despre Dumnezeu a revenit în cercurile filozofice de astăzi. And in almost every popular book on cosmology today, you will find a chapter on God. Și aproape în fiecare carte despre cosmologie vei găsi un capitol despre Dumnezeu. Because the issue cannot be ignored any longer. Pentru că această temă nu poate fi ignorată, nu mai poate fi ignorată. So we are actually in a much more interesting situation today than 100 years ago. Suntem într-o situație mult mai interesantă astăzi decât acum 100 de ani. The discussion about science and God is much more constructive today. Și discuția despre știință și Dumnezeu este mult mai constructivă astăzi. Partly because of the Big Bang theory. În parte datorită acestei teorii. But also because of what's called the fine-tuning of the universe. Dar și datorită acestui ghidaj fin al universului, reglaj fin al universului. Which is actually related to the Big Bang theory. Care este conectat cu această teorie. And is about the astonishing fine-tuning of so many aspects of our universe. Și are legătură cu acest reglaj fin incredibil al universului. So we have actually today some new and interesting avenues to explore when it comes to science and faith. Avem astăzi foarte multe noi căi, noi alei pe care să le abordăm atunci când vine vorba de discuția între știință și credință. And we don't need to be ashamed about the opening of the Christian faith. Și nu mai trebuie să ne fie rușine despre deschiderea față de credința creștină. That in the beginning God created the heavens. Spunând cu încredere, în început Dumnezeu a creat cerul și pământul. So I've tried to show you that historically it's not a warfare between Christianity and science. Ceea ce am încercat să fac este să vă arăt că istoric nu este un război între știință și credință. There are some unfortunate incidents like what happened around Galileo. Sunt câteva evenimente nefericite ca cel căruia s-a întâmplat lui Galileo. But the general picture is that it is the Christian faith that inspired the rise of science. Dar realitatea este că credința creștină a fost cea care a inspirat creșterea, ridicarea științei. I've tried to critique scientism and show that science deals just with a small sector of reality. Am adus o critică științei spunând că critica se frământă cu o parte îngustă a ceea ce numim realitate.
And that we can have knowledge on many other areas that science cannot say anything about. Și putem să avem cunoștințe cu privire la multe alte domenii despre care nu știința ne spune. And I've ended by showing one interesting area where science and faith today are in a conversation. Și am încercat să închei cu o zonă în care astăzi știința și credința sunt într-o discuție, într-un dialog. And that is the area of the universe coming into being. Și asta este zona universului care a venit în ființă. As it's formulated in the Big Bang theory. Așa cum este formulat în teoria aceasta Big Bang.